Când cineva vine și vede o recoltă frumoasă și pe care ar dori să o aibă și el, prima întrebare pe care o adresează este: de unde ai luat sămânța? Nu este important doar să știm legile semănatului și seceratului, ci este important să știm originea seminței pe care o semănăm. Aceasta este condiția fundamentală. Poți să aplici toate aceste legi, poți să pui muncă multă în semănatul și seceratul și cultivarea semințelor pe care le-ai semănat, dar dacă ele nu sunt de calitate bună, secerișul sau recolta vor fi îndoielnice. Contează enorm de unde provine sămânța pe care o semeni tu. De aceea, când ești gata să spui o vorbă sau să faci o faptă, trebuie să te întrebi. Aceasta sigur este o sămânță, dar cel mai important lucru este: de unde am sămânța aceasta? Cine mi-a dat sămânța aceasta? Ce produce sămânța aceasta? Înainte de a o semăna, și dacă ai îndoiel și dacă îți dai seama că e ceva negativ, e mult mai bine să nu semeni nimic decât să semeni ceva rău. Dumnezeu se recomandă pe sine ca fiind acela care dă sămânță semănătorului. Și aceasta să ne fie rugăciunea și cererea noastră permanentă: Doamne, păzește-mă să fie altcineva, afară de Tine, care să-mi dea sămânță sau de la care să iau vreo astfel de sămânță pe care să o semen și apoi să o secer. Aș vrea însă să ne ocupăm de o arie foarte puțin apreciată, cu mare potențial. Și aș vrea să spun din start că sămânța binelui, sămânța frumosului și adevărului este deja în noi. M-a întrebat cineva: de unde au putut să provină toate rasele acestea de pe pământ? Zic, bineînțeles că întrebările noastre sunt discuții de copii. Când Marele Creator va sta de vorbă cu noi, nici nu știu dacă mai avem întrebări, numai când îl vom vedea. Crezi că aceasta este o problemă grea pentru Dumnezeu? Întrebarea nu este de unde provin rasele, ci întrebarea este: ce crezi tu despre Dumnezeu care a creat lucrurile? Dar ca o simplă explicație, mama celor vii, care nu este o mamă, ci e mama celor vii, a fost echipată să fie mama tuturor raselor și ființelor care populează planeta noastră. Viața își duce firul până la izvorul acesta. Ea a fost echipată cu așa ceva. Și în ea era sămânța acestor tuturor națiunilor. Acum, la nivel de individ, în fiecare ființă în parte există sămânța binelui, frumosului și adevărului așezată de însuși Dumnezeu acolo. Dar aceasta nu ajută la nimic dacă rămâne într-un borcan, să zicem, cu capac pe un raft. Ea este nimic. Doar dacă va fi semănată, doar dacă va fi udată, cultivată, atunci va produce o recoltă. Noi dorim schimbări în viața noastră și ne uităm la orizont după ele, dar ele de fapt sunt deja prezente în viața noastră prin sămânța binelui pe care Dumnezeu a așezat-o în noi. Iisus adresează o întrebare ucenicilor, care ei au spus, dă-le drumul la oameni, Doamne, să plece acasă să mănânce. Și Domnul a spus: nu e cazul. Pentru ce să declarăm că Dumnezeu nu are putere să hrănească pe oamenii aceștia? Nu. Dați-le voi să mănânce. Păi noi nu avem decât 5 pâini și 2 pești, care nu sale, noi să sale unui băiețel. Foarte bine, aveți sămânța deci. Haideți să semănăm sămânța în numele lui Dumnezeu. Haideți să o udăm cu rugăciunea lui Iisus și să vedeți ce este. 5.000 de oameni au mâncat din acest mic pachetel pe care l-a avut băiatul la el, dat de mama lui. Așadar, sămânța era acolo. N-a fost nevoie să meargă după ea la orizont. Ții mâna ta un bob de grâu. El înseamnă diferite lucruri pentru diferiți oameni sau pentru diferite categorii de viețuitoare. Pentru o găină, spre exemplu, înseamnă o sămânță pe care o va mânca, o va cioguli. Pentru un semănător, un bob de grâu înseamnă un lan de grâu. Acest om, în lumina și puterea legilor seminței pe care Dumnezeu le-a așezat, ale semănatului și seceratului, el vede un lan de grâu. Ai în tine sămânța aceasta și ea poate să devină un lan de binecuvântări sau poate să trăiască și să moară. Recent au domeniul epigeneticii numită, în care se pune în valoare o genă, o anumită genă, sau se închide o altă genă, a fost adus în lumina și a luminat și luminează mult lumea noastră, înțelegând prin aceasta că sămânța este așezată și semănată în sufletul nostru, așteaptă doar să fie cultivată. Știe că în primul an compania Coca-Cola a vândut doar 25 de sticle din băutura lor?
N-a fost nimeni interesat. Dar știți ce au fost aceste 25 de sticle pe care le-au vândut ei? A fost o sămânță. Pentru că astăzi ei vând pe pământ peste 1,8 miliarde de sticle pe zi. Și atunci au vândut într-un an întreg 25 de sticle. N-a interesat pe nimeni, dar a fost o sămânță. Iată ce înseamnă cultivarea unei semințe, în ce se transformă lucrul acesta. Adesea dorim schimbare în viața noastră și Bunul Dumnezeu spune, da, mă bucur că dorești lucrul acesta, schimbarea este chiar în tine. Împărăția cerurilor sau schimbarea de care vorbești nu este la orizont, uite acolo, uite ce metode, este chiar în tine. Dezvoltă abilitatea aceasta și sămânța aceasta a binelui pe care Dumnezeu a așezat-o în tine. Vrei să fii un om disciplinat? Sămânța disciplinii este în tine. Vrei să fii un om curat, sămânța curăției este acolo. Vrei să fii un om educat, ea este acolo. Setea de a învăța și de a cunoaște. Toate lucrurile acestea nu așteaptă decât să fie puse în valoare. Nu duceți lipsă de niciun dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, în ce privește binele. Orice gând bun, orice gând înălțător, aceea să vă însuflețească, se traduce pe acela să îl cultivăm. Așadar, având în vedere că acela care dă sămânță semănătorului și-a împlinit față de noi cea mai înaltă expresie, a împlinit în noi cea mai înaltă expresie a iubirii lui, nu avem decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru sămânța care a semănat-o în noi și să fim gata astăzi să trecem la a semăna ceea ce Dumnezeu a așezat deja în sufletul nostru. Începem chiar astăzi?